Bună ziua, dragi tovară, și bine v-am găsit la un episod aici cu ficusul lui Timo. Toată lumea mă cunoaște de pe streamuri sau din clipuri, când sunt în spate acolo, singurel și neajutorat. Și vă rog, ajutați-mă, Timo a plecat, s-a dus la mare, nenorocitul, la mare. El se duce la mare și mie nu-mi dă un pahar de apă, vă rog, salvați-mă. Și-a pus și draperile astea negre, mă lasă și orb, cum mai vreți să fac eu fotosintez? Sinteză. Dar nu-i problemă, că o să vină el odată și odată acasă și în somn o să-l strangulez cu frunzele, o să-i bag frunzele pe gât. Totuși trăiesc, vedeți că deja mi s-au pătat și frunzele, îmi schimb skin-ul, trebuie să mă adaptez mediului. Cred că o să-mi fac și un canal numit Ficus PC, ca să-mi fac rost de banii mei, să fiu o plantă independentă. O să fac Naufragiații 4, nu știu unde-i Timo, vă rog, contactați-l, spuneți-i să-mi dea apă. Dar nu o să uitați, dacă vreți să-l vedeți pe Timo de acum încolo, donați, dați-mă apă. Deci nu vine să cred că fac asta iară. Eu sunt Timo și acesta este un anunț de Q&A, așa că vă rog foarte frumos să lăsați în comentarii, în descriere, comentarii cât mai multe, să puneți orice doriți inima voastră, orice vreți să vorbiți despre mine, orice vreți să spuneți despre mine și tot așa în continuare și eu am să vin cu un nou videoclip și am să vă răspund la dorințele voastre nestăpânite de nimeni. Vezi că te văd, coaie. Așa că pe scurt puneți comentarii și eu o să te citesc și voi face un videoclip și să vedem cum ai și Q&A-ul ăsta. Ești foarte curios. Oaie, ce vezi voi să mă întrebați atâția ani? We'll see. My balls itch. When you want to know when my nuts itch, give me a call.